seara și bun găsit la subiectul zilei. Abordăm o temă destul de interesantă pentru această perioadă, când s-au promis tot felul de reduceri la gigacalorie și așa mai departe. A fost o perioadă electorală, bineînțeles, și a avut suișurile și coborâșurile de rigoare. Dar ca să vorbim obiectiv despre o energie regenerabilă, am invitat astăzi doi domni pe care îi cunoașteți deja din tot felul de activități sociale. Și cum se împletește energia regenerabilă cu activitățile sociale, vom afla chiar de la domnul Wilhelm Hollerbach, care este președintele Asociației Crescători Cultivatorilor de Salcie Energetică din România. Bună seara! Bună seara! Și de la Antoniu Martin, care este un colaborator al domnului Hollerbach și pe care l-am regăsit în tot felul de activități și acțiuni sociale pe care le-au întreprins împreună. Bună seara! Bună seara! Domnule Hollerbach, vreau să vorbim despre această metodă nouă pentru România, un lucru pe care încercați să îl promovați și sunteți foarte optimist în a-l promova și lucru cu care oferiți o nouă sursă de energie pentru toată lumea. Să vorbim puțin despre ce înseamnă Salix. Salix Viminalis este salcie energetică. Salcie energetică pe care am descoperit-o cu câțiva ani în urmă la un congres mondial de energie regenerabilă în Stockholm. Am cunoscut pe proprietarii acestui soi, proprietarii care au dezvoltat în Suedia cu Universitatea de Agronomie din Stockholm și BASF, au dezvoltat o nouă specie de salcie energetică, un clon între o salcie cu creștere rapidă, cu putere calorică mare și cu rezistență la îngheț adusă din Siberia. Și au numit-o Salix Viminalis, salcie energetică. Din momentul ăla, atât am fost fascinat de această salcie energetică, încât am spus, asta va fi business-ul meu. Și acest business vreau să-l fac în România. Și m-am întors după 22 de ani de Germania cu o investiție în salcie energetică în România. Cum ați găsit România pentru aceste investiții? Știm că avem foarte multe soluri de calitate bună, dar știm și că dumneavoastră nu căutați aceste soluri. Care sunt solurile, targeturile dumneavoastră de sol pentru această salcie? Pentru salcie energetică sunt solurile degradate, mlaștinile, acele care nu sunt utilizate în cultura de agricolă. Asta se pretează cel mai bine pentru salcie energetică. Și cred că le avem aici în România. Și de aceea am ales România. Și ce tehnică este necesară pentru implementarea acestui soi în România? E nevoie de investiții cutremurătoare? Suntem o nație destul de săracă acum după aceste schimbări. După 89 încă nimic nu s-a pus pe picioare. Mai ales dacă vorbim despre agricultură. Ați găsit o situație care să vă ajute într-un fel sau altul aici pentru a demara acest proces? Situația nu am găsit-o chiar ca și situație. Am considerat că avem nevoie de un pământ degradat cu un pH între 5,5-7,5. Adică o lăcoviște, un teren nelucrat lăsat în paragină și să începem pe acest teren să aclimatizăm aceste soiuri aduse din Suedia. Am adus 11 soiuri și am început o cercetare să vedem care din aceste 11 soiuri se pretează cel mai bine solului aici, în România, și climei, bineînțeles, că diferă de cea din Scandinavia. Și așa am început, la sfârșitul lui 2008, începutul lui 2009, am început să testăm aceste soiuri. Și cât succes ați avut în aceste teste? Să ne povestiți poate puțin despre pașii care se fac în pregătirea unui sol, cum se plantează, deși sunt unele lucruri care sunt secrete profesionale și pe care nu le abordăm acum, dar eu știu câteva generalități care poate să încurajeze oamenii să se gândească la aceste lucruri. Lucrurile ce le facem noi în agricultură sunt cele standard. Am făcut o scarificare, o arătură, un disc, tot ce se face normal în agricultură, până și am platat manual. Așa că consideram că putem oferi și locuri de muncă în rural, în sat, pentru populația care nu mai e trecut de a doua vârstă și nu mai găsește așa ușor un loc de muncă. Așa că am angajat personal sezonier pentru a planta această salcie energetică. Sunt sigur tehnologii speciale ca și mașină de plantat, ca și mașină de recoltat, dar restul, întreținerea, se face cu
dotarea ce o are fiecare asociație sau fiecare țăran la casa lui pentru culturile agricole. Și o durată de viață, pentru că ăsta este cel mai interesant lucru dintre toate? Plantat odată, 25 de ani se recoltează. Este foarte interesant. În fiecare an, cultivatorul va avea un beneficiu de pe urma acestor plantații. Așa este. După al doilea an de vegetație, se recoltează prima dată și după al doilea an, fiecare an, 25 de ani. Acum trebuie să vă întreb, și am să merg cu întrebarea și spre Antoniu Martin, cum a reușit domeniul social să se întrepătrundă cu acest domeniu exact al agriculturii, să zicem așa, al agriculturii energetice? Cum v-ați întâlnit și cum ați dezvoltat această relație prin care, iată, aduceți un aport pozitiv societății în care trăim? Eu cred că domnul Hollerbach ar fi cel mai potrivit pentru primul răspuns. După aceea trecem la Antoniu Martin. Cum ziceam, Salcea pe undeva este ecologică. Este ecologică 100%. Și chiar prin prisma ecologiei, ecologia cu cultura și cu arta, am încercat să facem aici, să ne întâlnim și să facem o simbioză prin artă și cultură și ecologie. Așa a început totul, domnule profesor? Da, foarte interesant această abordare. Vreau să spun că noi am încercat să promovăm, într-un fel, sigur, și agricultura ecologică și, până la urmă, am încercat să promovăm și modul de a te raporta la mediul înconjurător și prin intermediul artei. Să nu uităm că acum circa 2 luni jumate, în cadrul unui târg de energie de la Arad, am avut acolo, am organizat împreună cu artistul plastic Dan Merișca, am organizat o expoziție sub genericul Ecologia. A fost, dacă vreți, o expoziție cu mesaj. Am vrut să sensibilizăm opinia publică, am vrut să sensibilizăm publicul prezent, număr destul de mare, la cele standuri a firmelor care se ocupă în acest domeniu al energiei regenerabile. Și iată că, treptat putem constata că lumea, oamenii sunt tot mai preocupați și de acest domeniu al energiilor regenerabile și nu numai, sunt preocupați și de grija și de, să spunem, protecția sau protejarea mediului înconjurător. Oamenii realizează că dacă au un mediu bun în care trăiesc, și viața lor va fi mult mai armonioasă și mai confortabilă. Sigur că treptat a urmat apoi o altă expoziție unde am împletit, sigur, tematica de promovare, să zicem, ecologică și de sensibilizare cu promovarea culturală românească, cu promovarea artei românești, tot prin intermediul artistului arădean Dan Merișca. Am făcut o expoziție la Novi Sad, la cel mai mare târg de agricultură din sud-estul Europei, unde am înțeles că vin, noi am ținut expoziția acolo o săptămână și standul companiei reprezentat, pe care o reprezintă domnul Hollerbach, a stat acolo o săptămână, pe toată durata târgului. Au fost poate nu chiar 1 milion de persoane participante la acel târg, dar un număr foarte, foarte mare de doritori să viziteze și acest lucru nu a făcut decât să ne bucure. Am văzut acolo oameni interesați de agricultură, am văzut oameni interesați de protecția mediului, am văzut oameni interesați și de energie regenerabilă și bineînțeles că această expoziție pe care noi am dus-o acolo, am organizat-o pe 2 secțiuni, odată ecologia și o altă secțiune în spiritul artei românești, prin care am încercat să prezentăm și să promovăm în viziunea lui Dan Merișca clasicii picturii românești, este vorba de Grigorescu, Tonița, Ștefan Lukian, în Serbia, publicului de acolo, spun eu că a avut o receptare foarte, foarte interesantă. Pe de altă parte, vorbim de energie regenerabilă, vorbim de salce energetică și aici, sigur, se desprinde o viziune de perspectivă sau se desprinde o abordare în perspectivă. Da, este vorba de 25 de ani în care lucrurile se întâmplă pe un termen mai lung. Exact. Iar această perspectivă, într-un fel, dacă vreți, așa, mutatis mutandis s-a concretizat, s-a cantificat și prin acțiunea pe care noi am implementat-o, iată, în 16 iunie, sâmbăta trecută, în localitatea arădeană Covăsânț. Acolo, sigur că am apărut într-un fel în ipostaza, domnul Hollerbach a apărut în ipostaza de prior al Confederației Cavalerilor Cruciați din România, demnitate în care a fost investit recent, de circa 2-3 săptămâni, și de asemenea subsemnatul în calitate de viceprior al Ordinului de Malta, Prioratul România și Republicii Moldova. Acolo ne-am gândit într-un fel tot în această paradigmă.
să facem ceva sustenabil. Noi l-am și numit acest proiect în diferite conferințe de presă, pe care le-am și realizat, proiect de sustenabilitate rurală. Este un proiect foarte interesant și are la bază această viziune de perspectivă, da. Această viziune de continuitate până la urmă și nu, de responsabilitate. Eu mă refeream aici la animalul despre care are la bază donația unei vaci către o familie modestă din localitatea Covăsânț. Spunem foarte clar ceea ce s-a întâmplat sâmbătă 16 iunie în localitatea Arădeană. Dar, spuneam, are la bază, a plecat de la premisa necesității realizării unui proiect sustenabil. Și sigur că domnul Hollerbach, fiind acasă în această zonă a sustenabilității și a perspectivelor, pentru că lucrează într-un domeniu cu perspectivă, a putut să gestioneze și să genereze până la urmă, sigur, în dialogul permanent cu care îl menține cu conducerea europeană a Cavaleriei Cruciate din internaționale, de la Assisi și Malta, și s-a convenit să facem acest proiect, care nu este inventat de noi, este un proiect al Cavaleriei Cruciate din Danemarca, care anul acesta am înțeles că se află deja la a 36-a familie, a început în urmă cu 36 de ani, într-o comunitate din Danemarca și treptat în fiecare an, dacă este vițică, pleacă spre o familie nevoiașă dintr-o comunitate, da. Din comunitatea respectivă. Așa ne dorim și noi, undeva cam peste 8 luni, un an de zile, dacă va fi vițică, să plece spre o altă familie nevoiașă din localitatea Covăsânț. Practic se creează o infrastructură socială destul de solidă și de sustenabilă. Pe viitor, acei copii vor avea o oarecare stabilitate în ceea ce înseamnă dieta, vor avea probabil și produse care le pot scoate la vânzare și, într-un cuvânt, este vorba despre sustenabilitate. Dar, iată, multă lume este sceptică când vine vorba despre un ordin al Cavalerilor de Malta sau masonerie sau tot felul de lucruri care, în primă fază, sperie oamenii. Și spun, iată, vor să ne ieie țara sau să ne facă tot felul de lucruri ciudate. Este sau nu fondată au existat astfel de, să zicem, interpretări sau de luări de poziție undeva mai mult în anii, să zicem, post-decembriști, când sigur că anumite lucruri care veneau din Occident, dar trebuie să spunem că aceste lucruri nu sunt proprii doar Occidentului și noi am avut în perioada interbelică astfel de lucruri și înainte, în secolul XIX, au existat ordine cavalerești și în spațiul românesc, a existat și francmasonerie în spațiul românesc și în perioada interbelică. Se știe că odată cu venirea regimurilor totalitare antoneștiene, apoi regimul totalitar comunist, aceste lucruri n-au mai putut exista. Da, s-a intrat într-o adormire. S-a intrat într-o adormire și sigur că regimul totalitar nu agrea niciun fel de formule, să zicem, dinspre societatea civilă. Nu agreez astfel de lucruri ca regim totalitar și atunci, bineînțeles că n-au putut să funcționeze. După 90 era clar că și aceste ordine trebuiau într-un fel resuscitate, cu impulsuri venite din Occident. Deci nu s-a făcut altceva după 90 decât s-a reracordat într-un fel România și din această perspectivă la un lucru firesc, la tendințele și la elementele care au existat înainte de comunism, au existat înainte de al doilea război mondial și există, bineînțeles, și a funcționat argumente foarte clare și cu realizări foarte clare, că până la urmă despre asta vorbim mai ales, în Occident. Atât în Europa Occidentală, cât și în Statele Unite și în alte zone ale lumii, unde, bineînțeles, a funcționat regimuri democratice. Domnule Hollerbach, vreau să revin la dumneavoastră. Cum a fost privită această inițiativă de a ajuta o familie nevoiașă din punct de vedere al oamenilor din afara țării, al forurilor superioare în ceea ce privește Ordinul Cavalerilor de Malta? În 10 iunie am avut o întâlnire la Ancona cu magistrații Ordinului Confederației Cavalerilor Cruciați Malta Assisi și am prezentat acest proiect. Marele canțelor, profesorul Giorgio Cegna, a fost fascinat de acest proiect, mai ales că se implementează în România, e ceva nou pentru România și toți magistrații au așteptat un feedback pozitiv
din Covosânți duminică, cum și un feedback absolut și emoția trimisă de noi acolo a fost maxim pozitivă și eu sunt foarte mulțumiți că s-a dezvoltat aceasta în România, precum și pe viitor în județul Timiș și în județul Brașov. Dumneavoastră, ca și întreprinzător, dați un exemplu la cum trebuie să se poarte un adevărat mecena în zilele noastre, un om de afaceri care să aducă înapoi comunității ceva, care să arate calea și cum trebuie făcute anumite lucruri bune. Cum credeți că ar trebui să se poarte alți oameni de afaceri care au acumulat, se știe că au acumulat foarte multe după 89, din 89 încoace, și care nu prea au niciun aport la societatea civilă? Care credeți că este, eu știu, o greșeală în mecanismul acesta? Nu știu dacă este direct o greșeală în mecanism. Rămâne la aprecierea fiecăruia să se dezvolte și pe această latură pe care ori o ai, ori nu ai, cred că. Dar pe parcurs, cred că pe viitor, dezvoltându-ne, arătând că se poate face ceva, consider că ne vom uni undeva, cândva, să mai dezvoltăm proiecte mai mari, cu sustenabilitate și cu, pe termen lung, vreau să spun că asta e foarte important, proiectele pe termen lung. Nu trebuie să fie în momentul acesta ceva hiper sau mega, ci mai bine mai mic, dar pe termen lung. Și asta e viziunea mea, a noastră și a tuturor care au participat la acest eveniment. Trecem la Antoniu Martin. Vreau să întreb ce se întâmplă în 24, mai precis, duminica aceasta. Există un proiect pe care doriți să-l implementați? Da, este un eveniment la care noi suntem parteneri, atât Confederația Cavalerilor Cruciați din România, cât și Ordinul de Malta, pe care eu îl reprezint în calitate de viceprior. Suntem parteneri așadar la un eveniment care se va desfășura în 24 iunie, la Teatrul Ioan Slaviș din Arad, începând cu ora 19, este un spectacol caritabil, inedit, spunem noi, ca și parteneri, și spun și organizatorii. Organizatorii care sunt și atât câteva companii din Arad, câteva firme, cât și câteva asociații care s-au impus în peisajul civic aradean în ultima perioadă de timp. Noi am venit plecând de la anumite necesități pe care organizatorii le-au identificat la un centru de copii, la un centru de plasament din județul Arad, este vorba despre centru de plasament de la Vărădia de Mureș. Plecând de la acele necesități identificate care au ținut de resortul medical în ceea ce privește dotările cabinetelor medicale din acel centru, apoi am plecat de la necesitatea din domeniul de recreere pentru acești copii, unde lucrurile lasă de dorit de asemenea, am plecat de la necesitatea chiar în ceea ce privește îmbrăcămintea și încălțămintea acestor copii. Am plecat de la ceea ce s-a văzut acolo, că ar mai fi de îmbunătățit sau de înnoit, de optimizat, în ceea ce privește recuzita, mobilierul, care este învechit, trebuie să spunem, pe șleau lucrurile astea. Și sigur că toate acestea ne-au dus și ne-au sensibilizat să ne implicăm, atât Cavaleria Cruciată din România, cât și Ordinul de Malta, și în acest proiect, iată, care va fi, se va desfășura la Teatrul Arădean. Va fi un spectacol inedit, spuneam, de iluzionist sau de mentalism, cum vreți să-l numiți, care îl va avea ca protagonist pe Cristian Gog, deja foarte cunoscut în România. Este un spectacol caritabil, sumele adunate se vor dona integral centrului de plasament de la Vărădia de Mureș. Iar trebuie să spunem că aici domnul Hollerbach participă în dublă calitate la acest eveniment, atât de prior al Confederației Cavalerilor Cruciați din România, cât și în calitate de patron a unei companii care se ocupă cu energie verde, cu energie regenerabilă și sigur că las pe domnia sa să spună ce a găsit de cuvință să ofere într-un fel sau altul acelor copii, atât în ceea ce privește posibilitățile de agrement, cât și pentru a, să zicem, a redimensiona ambientul de acolo. Așadar, să vorbim puțin despre aportul dumneavoastră în ceea ce privește acei copii de la acest centru de plasament. Consideram că, așa cum zicea domnul profesor, consideram că este bine la așa un eveniment caritabil să particip din două, cum se spune, ipostaze. Da. Zic eu, grupul meu de firme va dona aici
salcea energetică, vom proteja această casă de copii cu salcea energetică, inclusiv vom dona 30 de pomi fructiferi, care iară este ceva pe termen lung în grădina auxiliară a școlii, a centrului de acolo. Și consider că noi, Confederația Cavalerilor Cruciați de Malta Sisi, vom dona o mașină de o masă de tenis. Tenis de masă. Pentru ping-pong. Pentru ping-pong, da. Și cred că aceasta este chiar ceea ce au nevoie copiii pentru necesitățile lor. Va putea să mai descrițească frunțile până la urmă acestor copii de acolo. Așa. Mulți se întreabă, dar oare de ce nu vin americanii să ne salveze? Oare de ce nu se pompează foarte mulți bani și de ce trebuie să pornim de la nivel atât de mic ca să creștem în mod natural și nu ne ajută cineva și deschide pușculița către noi și ne dă foarte mulți bani? Mulți se întreabă de ce nu se întâmplă așa, dar care este explicația? Acum vă las să răspundeți pe rând, dar o să încep cu Antoniu Martin, care zâmbește. Bine, nu cred că această așteptare, într-un fel, este, mă rog, oricum quasi nejustificată, pentru că... Este o meteahnă care vine din trecut, în care toată lumea a fost obișnuită cu statul, care ajuta necondiționat. Această mentalitate paternalistă, aceea mentalitate de a aștepta de la cineva să-ți ofere totul, dar, pe de altă parte, să și ia totul sau să-ți dirigeze întru totul viața. Să ne aducem aminte, nu? Această mentalitate, aceste paternuri, de care încă n-am scăpat întru totul, sunt moșteniri din perioada, să zicem, comunistă, nu? Știm că tătucul popoarelor, Stalin, nu? Toată lumea aștepta de la el, din blocul sovietic, salvarea, aștepta miracole, aștepta să dezvoltare economică, dar reversul medaliei a fost aceea că i-a regimentat pe toți și a făcut ce s-a întâmplat. Până la urmă, un lagăr din care toți doreau să plece într-o formă sau alta, dar nu prea reușeau, decât poate cu sacrificii foarte, foarte mari. Pe de altă parte, această viziune, să așteptăm pe cineva să vină, să ne ajute, să ne ofere bani, nu știu, este o viziune, să zicem, total eronată. Până la urmă, cred că suntem în stare și noi, ca națiune, să punem osul la treabă, să fim responsabili, să ne asumăm anumite lucruri și anumite riscuri chiar, și de ce nu să și reușim, pentru că, așa cum am văzut, sigur că au existat sprijin pentru anumite națiuni după al doilea război mondial, a fost și planul Marshall, de care România nu a beneficiat pentru că a fost în sfera de influență sovietică și s-a refuzat acest plan Marshall. Foarte mulți bătrâni vorbeau după 89 că vin americanii cu planul Marshall și ne-au salvat de tot. Nu a venit acel plan, acea infuzie de capital, dar până la urmă trebuie să spunem că și domnul Hollerbach știe cu siguranță mai bine aceste lucruri, știm cum a muncit și cum a abordat, să zicem, fenomenul muncii în națiunea germană după război și iată unde au ajuns. Da, este un exemplu foarte bun. Suntem undeva pe unde a fost Germania după război? Sau stăm cu ceva mai bine? Cred că mai bine. Cred că trebuie să învățăm să ne bucurăm de lucruri mici ca să le merităm pe alea mari. Este un final foarte interesant pentru această emisiune. Nici nu vreau să mai întreb nimic. Am ajuns la sfârșit și ați formulat foarte bine acest sfârșit al emisiunii. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare la subiectul zilei. Vă mai aștept cu alte noutăți din sfera socială și nu numai, pentru că știm că aici există și lucruri foarte concrete pe care le implementați în România și foarte interesante în ceea ce ne privește viitorul energetic. Domnilor, vă mulțumesc încă o dată și dragi telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Acesta a fost subiectul zilei. Rămâneți alături de Info TV pentru alte programe interesante. Numai bine! Info TV și Baricada TV organizează selecție pentru moderator de televiziune la studioul din Pecica. Selecția va avea loc în data de 25 iunie 2012 la ora 14 la studioul situat în Pecica, strada 2, numărul 132, în curte la biroul de evidență a populației. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
ever become like our parents? Never. Electronic Shop, o gamă variată de produse și servicii, calculatoare, laptopuri, imprimante, faxuri, rețele, pirotică, service, consumabile, standarde ISO 9001. Acum la promoție, notebook Lenovo la 1290 de lei cu TVA, procesor Intel Dual Core la 2,1 GHz, memorie DDRAM 3 1 GB, hard disk 250 GB, display LED 15,6 inch. Electronic Shop, pe strada Ștefan Augustin Doinaș, colț cu afinelor. Un nou portal pentru arădeni. Tot ce e nou și tot ce se schimbă în orașul tău, afli prima dată de pe www.ghidularădean.ro. Informații complete pentru arădeni. Electro Fidelity Company. Instalații electrice, civile și industriale. Executăm rețele electrice pentru transport și distribuția energiei electrice. Măsurător și audit energetic, casnic și industrial. Distribuția de materiale electrice se face din showroom-ul nostru, unde găsiți totul de la siguranță până la tablou electric. Electro Fidelity Company, pe drumul dinspre Sânlean, la numărul 524, www.l-f.ro. Pantofii îți pot transforma ținuta într-una deosebit de stilată. Și dacă vrei un look numai al tău, atelierul pentru montat cristale Swarovski îți stă la dispoziție. La noi puteți găsi cea mai diversificată colecție de primăvară-vară. Pantoful galben, încălțăminte din piele naturală, 100% românească. Deșeurile? O problemă? Suntem aici pentru dumneavoastră, sigur și eficient. ASA, servicii ecologice, partenerul tău în managementul deșeurilor. Cunoscutul, locul unde se nasc ideile. Nu va fi ușor să ajungi acolo, dar continuă să cauți și vei descoperi mereu lucruri noi. Honda, the power of dreams. Decorează-ți casa cu mobilier clasic sau modern, tapet, saltele și accesorii la prețuri mici. Mobile Stock. Aici vei găsi culoarea și modelul care dau o înfățișare individuală camerei tale. Ne-am mutat de lângă Reare, dar ne găsiți în zona UTA, Arad, în spate, la Penny Market. Mobile Stock. Tot ce-ți dorești există pe stock. În curând și electrocasnice. Gustați vestita pită de pecica, dimineața, la prânz și seara. O găsiți la Pecica, la brutăria Palmar Valley, situată pe strada 1 la numărul 29 și în Arad, în piața spitalului, la parterul blocului H. La brutăria noastră din Arad, din zona intim, care este deschisă non-stop, găsiți în fiecare zi produse aduse din Pecica, pâine pe vatră, franzelă, cornuri, cozonaci, pâine bio și pâine neagră cu tărâță. Divanii Esofa, canapele model 2012 semnate de cel mai renumit designer din Italia. Puteți alege din 200 de modele de material, iar canapelele sunt în totalitate dehusabile, se pot reîmprospăta cu culori și texturi diferite. Canapelele din piele sunt lucrate din piele de cea mai bună calitate. La Divanii Esofa, acum în prima lună de deschidere aveți reduceri de 40-50%. Divanii Sofa. Vă așteptăm la ieșirea din Arad spre Oradea.
Divanie Sofa. www.divaniesofa.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.